Pentru mine, Steaua a murit în momentul 2002 și n-am mai urmărit-o. Pentru mine, Steaua din sufletul meu nu mai există. Steaua lui Ducadam, Steaua lui Lăcătuș, Steaua lui Ogararu, dacă vrei, mai degrabă mă identific cu acțiunile lui Mihai Țăneșu și a lui George Ogararu, acțiuni creștine, acțiuni de binefacere. Dar pentru mine Steaua nu mai există în nicio formă, niciuna în cealaltă. Dacă Digi Becali te va invita, să spunem, într-o lojă la un meci al FCSB-ului? Am constatat că dacă privești un meci de fotbal și n-ai o echipă preferată, n-ai o miză, fotbalul actual a devenit foarte plictisitor. Foarte plictisitor, așa că m-aș duce degeaba. Spune-mi, te rog, dintre suporteri, dintre oamenii din galerii pe care îi întâlni, dintre cei care fac parte din zona de ultras, sunt mulți care s-au raliat deja partidului AUR și care sunt deja membri în momentul de față sau care sunt doritori să intre în acest partid în momentul de față? Adică se poate spune că AUR cuprinde în acest moment poate o falangă importantă din zona suporterilor de fotbal? Nu. Nu ne interesează lucrul ăsta, pentru că fenomenul suporterilor trebuie să rămână apolitic. Nu vrem tocmai noi să-l politizăm venind din această zonă. Avem de toate în AUR. Avem și suporteri de fotbal, și hip-hoperi, și pensionari. Am luat partidul Forța Pensionarilor alături de noi. Am luat toate categoriile sociale și pe un stadion de fotbal întâlnești toate categoriile sociale. Întâlnești taximetriști, șoferi de tir, profesori universitari. E o lume în sine. E o lume redusă la în miniatură acolo și îi întâlnești pe toți. Așa și partidul nostru are de toate în el și cred că asta e normal, pentru diversitatea e bună.